Am auzit din curte că eram aici în curte așa și s-a auzit deodată o buhnitură grozavă și a ieșit un praf, nu știu ce o să zic. De-o tremuraș casa. Și mi-a zis, băi, oameni buni, măi, dar zic, și când am deschis poarta și n-am văzut, n-am putut să mă mai duc să mai văd. Izbite mașinile, este morți. Așa a fost mort care l-a întras la cardo. Da. A fost mort în mașină, în mașina asta a fost mort. Mașinul era și el, da. Nu se știe dacă a și scapat. Da. Mai aveam un acolo, era partea asta întrat cu tensiune 26. Și el avea 11 cu 6, cu doamna doctor Bejan și i-a luat tensiunile. Da, a venit, da, doamna doctor și i-a luat tensiunile imediat și a spus că noi să-l văd, le faci salvat special cu 26, luați-l pe ăsta, luați special la... Și-a părut la apă, deci i-a luat și o fată, că a lucrat la apă și... Fata au fost în mașină și răsturnate. Trei persoane la apă. Da, acolo a fost ghetă fată. Nu? Cine? Mașina. Fata și ei la noi de aici. Asta e mașina noastră de aici, din zona noastră, care lucrează apă. Aia care-i întoarță? Da, care e acolo. Lucrează la apă la noi, aici, în zona noastră. Da. E fata chiar de la noi de Șihorel. Da. Dar sunt oameni mari. Bun, hai, pa, Doamne ajută. Ei, am înțeles că sunteți... Eu sunt de cine aici? Am scos... băiatul, șoferul de la Opelul Zafira, ce este care e... Așa, colegul din dreapta era mort, n-am putut să-l mai scot. Deci, băi, colegul rămas, băieți la apa vitală sunt patru, care sunt accidentați, și mașina de Giurgiu, ăla a ieșit singur din mașină. Dar așa ca idee v-ați făcut, așa un fel de scenariu, ce putea să se întâmple? Cred că, deci, ăștia de Giurgiu și Suceava mergeau spre Roman. Apa vitală și Cutirul mergeau spre Suceava. S-a întâmplat o coliziune, cel din, cred, bănuiesc, cel din ăsta, băieții care erau în fața mașinii de Giurgiu, încerca să frâneze, ăla de Giurgiu a intrat în ei și l-a aruncat, pe ăsta de Suceava l-a aruncat în tir în partea stângă, ăsta de apa vital s-a speriat și a frânat și l-a luat pe ei tirul și l-a aruncat în șans. Asta e cam ăsta ar fi scenariul. Dar o să vedem, că o să sunt existi. Ba da. Păi au fost două în Opelul Zafira, patru la apa vital și unul în mașina de Giurgiu. S-a mai întâmplat așa ceva? Nu, este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva aici, și pe locul drept. Spuneți că erați când s-a întâmplat, că ați auzit accidentul? Am auzit. Salvarea e cam la cât timp a venit? O venit, da, luați de acolo din nisip. O venit și Romanul și Pașcani. Cam în cât timp? Și poliția. 10 minute, 7-8 minute, 10 minute, imediat au venit și smurduri și salvare. Nu v-ați anunțat? Nu, dar aici când se întâmplă accident, câți nu? Anunță toți. Eu n-am avut timp să mai vorbesc la telefon pentru că am scos din mașină. De vașirile regulamentare, probabil. A cui? Loganului, probabil. El a intrat în depășire. Și de la depășirea asta, tot incidentul ăsta? Toată catastrofa de la el. Colegul nostru cum e? Deocamdată e bine. Suntem pe DN2, kilometru 361, în localitatea Ciuhorâni, județul Iași. Un accident deosebit de grav, în care au fost implicate un tir și trei autoturisme. Consecințele, un mort și patru răniți grav și sperăm să nu fie consecințe mai mari decât cele pe care le-am prezentat. Despre cauzele accidentului rutier nu putem încă să avansăm ipoteze. Cert este că avem de-a face cu viteză, cu neadaptarea vitezei și mai grav, nepăstrarea distanței între autovehicule. E posibil să avem de-a face cu o depășire neregulamentară sau alte preocupări ale conducătorilor auto, dar se va stabili pe cale de anchetă. Recomandarea noastră este pentru toți conducătorii auto și toți participanții la traficul rutier să se conducă cu prudență, să nu se facă manevre riscante și să se păstreze o distanță corespunzătoare între autovehicule. Indiferent de situație și ce pericole ar fi, viteza este inamicul numărul 1 în producerea accidentelor rutiere. De aceea trebuie să conștientizăm faptul că sunt prea multe accidente,
la nivelul județului Iași, ca și în țară, în fiecare zi înregistrăm foarte multe accidente rutiere. Comisar șef Zanfirescu Liviu, șeful serviciu rutier din cadrul IPJ Iași.